Dacă ai luat un pumn, să moară mama și familia mea dacă n-a zis lumea că ți-a dat și 24 de plicege. Și că te-a futuș, că ți-a băgat pula în gură, cum mi-a zis mie? Păi, eu ce despre tine era vorba, că punea așa niște întrebări și eu cunosc, știu tot ce se întâmplă. Să moară familia mea, oamenii, dacă îți dă un pumn, să moară cea mai scump, dacă nu face le povestea și eu la oamenii în chat, auzi, frățiorul meu, eu vorbeam de altă discuție cu Alex Stoica, Silică, i-a scris și el în cealul Alex Stoica, că uite, de-aia, vezi, că îi zicea mai dar, te vezi, de-aia e obraznic. Ia și eu de joc de două ori mi-a dat respis. Uite, vezi, de-aia, vezi, să moară nepotul meu, vedeta României, cred. Înțelegi? Nu știu ce are băiatul ăsta, că nu era așa înainte. Nu mai bagă seama, să moară cea mai scump, îl mai bag. Să moară cea mai scump, dacă te minte, fratele, tot toate să trage de la șosetile alea și de la scaunul ăla, ascultă ce spune Silic. Să nu mai învăl libertatea mea. Păi, dacă te mint, să moară nevasta mea, dacă se trage poate decât de la cana aia de cafea, cocăra nu mai plină și trebuia să fii atent să nu răstoarne, să nu se apă jos din ea. Să moară familia mea după scurtă de la camera 5, că știu de la camera 5, era ultima cameră pe scurtă, pe stânga, tocmai la cumpărături, pe a patra. Până la curtea de aer, trebuia să ocolească tot holul ăla și dacă vărsa o gură din cafea, tu îți dai seama ce se întâmpla cu el până la curte. Și îți dai seama ce hal mergea cu ea, cu scaunul într-o mână și cu cana aia, îți dai seama cât de echipat, cât de constrâns era să nu dea vreo lacrimă de cafea din cana aia. Tiberule, te pup, mamă, ce mă bagă ăsta în discuții pe lângă, să moară nepotul meu. Să moară nevasta mea, dacă te mint. Băi, băi, dacă ai dat acolo... Te privea seama, stare cu la slobă de Silic, că nu poți să-l țin pe ăsta, să moară nepotul meu, Tiberule, te pup. Ce să-l țin pe Silic? Ăsta ce vrea pula lui spune, King, te pup viața. Băi, mâncați-și pula, dacă ai intrat acum pe live-ul meu, n-am ce să-ți fac, ai intrat numai aici. Păi n-am cu cine să joc viețica mea, să moară nepotul meu, te-am văzut acolo și îmi scrie aici așa, dar de ce nu intri cu Silică? Și zic, bă, unde mă, și am dat încolo și te-am văzut în aia mea și zic, stăm, crai, te fuc, că nu te vedeam să moară nepotul meu, că nu e sus pe banda aia prima, și a doua, te duci și în jos acolo, te-am căutat. Ai înțeles? Bă, bă, dacă te mint. Chiar m-am uitat pe tine și la felul te-am văzut. Știi ce ai făcut acum? Păi n-am intrat ieri, că am avut restricție, n-am putut să intru la ieri. Să moară mama. Unde mi-ai dat asta de joc și fac joc, că mi-a scris o grămadă de hateri de ăștia, că o să mă apuc să fac jocuri, că o să mă apuc să fac TikTok, gata, le-ai dat motiv la hater să mă înjure, să moară familia mea. Tiberiu meu, te iubesc, dă-i mă băgăme și pula răsărul, te interesează ăștia, apucă-te și pe joc, uitam. Andrei, te pui viața mea frumoasă, mâncați aici pula ta de cumătru meu. Care te iubește, da, te placă multe persoane, îți dă și ție acolo, cum, de ce să nu joci? Ei de ce joacă? Milionarii, artiștii, lăutari, ție se rușine să joci hateri? Păi înainte nu jucai de discuția asta? N-am mai jucat eu cu tine înainte de discuția asta? M-am mai făcut, ba da, am mai jucat cu tine de vreo două ori, da, bravo. Da, mă, dar ce-am făcut de 500 de puncte, 1000 și cine mi-a dat atunci? Să moară familia mea dacă nu sormea mi-a dat. Sorba mea, dacă n-am jucat cu tine, băi! A, sortă? Să moară mama și fratele meu dacă nu m-a sunat aia și mi-a zis, băi, ești nebun, Scorpia, sunt eu, zice aia. Da, tu mi-ai dat făcădourile, eu ți-am dat să mor eu și tu, pe cum să nu-ți dau? Ia, uite, bă, să moară fratele meu dacă știa cine mi-a dat.